Urmează emisiunea Hai să ne căsătorim. Menționăm că fiecare pereche formată în cadrul proiectului va intra în concurs, unde marele premiu este o foaie de odihnă pentru ambii la mare. Cuplul câștigător va fi ales chiar de telespectatorii care își vor exprima votul pe pagina de Facebook. La mare vor pleca îndrăgostiții care vor acumula cele mai multe voturi. Baftă tuturor! Bună seara și bine v-am regăsit, dragii noștri telespectatori ai postului de televiziune TV6. Dăm start unei noi emisiuni în care încercăm să unim destine. O emisiune frumoasă, cu genericul Hai să ne căsătorim. Iar eu sunt Lența Gheorghiță. Eu sunt cea care vrea din start să fac cunoștință cu potențialii noștri miri. Valeriu, Andrei și Vlad. Ieroina principală, nimeni alta frumoasă, Adelina. Rămâneți alături de noi. Adelina, 24 de ani, are studii în domeniul psihologiei și al jurnalismului. În prezent lucrează în calitate de agent imobiliar. Este pasionată de fotografie, modeling și psihologie. Recunoaște că vorbește cam mult. Visează să-și procure propria casă și mașină. Nu va tolera minciunile iubitului său și mai rău dacă acesta va avea o amantă. Adelina vrea să-și găsească bărbatul alături de care se va simți fericită și iubită și va putea trăi o viață decentă și fără lipsuri. Anterior, Adelina nu a reușit să-i cucerească inima lui Vlad Codreanu. Astăzi însă, pentru ea vor lupta cei trei miri. Adelina, bună seara! Bună seara! Ia să povestește-mi și nouă celor care te urmăresc pe micile ecrane, dar și la fetelor care suntem în cadrul acestei emisiuni. Atunci când ai fost invitat în cadrul Hai să ne căsătorim și Vlad Codreanu nu te-a ales pe tine, ai rămas supărată? Un pic, da. Și am zis să vin să-mi încerc norocul de ce nu a doua oară. Vedeți, da, ai fost tentată cumva să-i scrii. Băi, Vlad, de ce nu mi-a luat pe mine? Pentru nu. Că eu, nu ai scris niciodată, nu v-ați întâlnit? Am mândria mea, de demnitatea mea de femeie, adică nu. Dar de ce credeți că dacă îi spui omului că băi, mi-aș... Păi deja el și-a cucerit atunci inima. Păi și normal că noi am vorbit și tot așa mai departe. Am vrut să ne întâlnim și urma să vină în ospiție, dar... N-am mai înțeles-o până la urmă. Dar voi nu sunteți prieteni pe rețelele de socializare? Am fost. Și tu da. Nu l-am blocat. L-am scos de la urmăriri. Deja gata, e om însurat și mă... Dar tu știi că nu ai căsătorit? Nu contează. Deja și-a ales perechea inimii. Și atunci cum vorbim? Dacă Bunul Dumnezeu așa a scris că să-i dai omul la două șansă neapărat, că există probabilitate, că tocmai atunci a greșit. Eu nu cred în a doua șansă. Nu crezi? Nu. Dar în dragoste la prima vedere? Da. În dragoste crezi? Da. În da. Șansă nu-i dai? Nu. Te provoc, după tradiția moldovenească, să rupem colacul, să vedem cine o să fie capul familiei. Ce zici? Ok. Și ce v-a gustat din colacul Mireasei Miureu va avea dragoste, fericire, pace și bucurie în familie. Adelina este, pot să zic, o fană, da? Da. Și îi place piesa Domnișoara cu pistoi. Eu fiind agent imobiliar, astăzi te invit să facem o excursie virtuală în viitoarea noastră casă. Desigur, dormitorul, unde vom petrece serile frumoase. Unde o să facem copii? Da, se presupune. Sigur că o să facem copii. Silvia, vrei să fii soția mea? Minunele se întâmplă doar în cadrul emisiunii Hai să ne căsătorim! Amar la tineri! Tu ai legământ cu psihologie, este agent imobiliar. Acolo vin foarte mulți bărbați, businessmeni care vor în penthouse, în townhouse, cum? Chiar nu ai găsit pe nimeni care să spună că ești ce fată frumoasă, mi-aș dori una ca tine. Revin la vorbele dumneavoastră, faptele, nu vorbele. Mă impresionează, gata, am trecut în vârsta cu vorbele. Acum îi spui că nimeni dai șansa a doua oară. Păi fapte, nu vorba, dar... Dar cum ar trebui să fie după, prin fapte, ca să dai seama că e bărbatul potrivit, să vin să zică,
Adelina, vreau să ne iau un apartament, dar cu ca bonus să vii și tu. Nu, bărbatul care e încă interesat, adică te caută, poate te invit la o cafea, ești în afara serviciului. Serviciu, viață personală, viață personală. Apropo, după emisiune, au mai apărut noi cavaleri? Au început să-ți scrie mai multe persoane? Poate, nu știu, dacă în viața virtuală au fost mari schimbări, adică cum mereu a fost aceeași undă, dar... mergând pe stradă, într-un local, oriunde persoane mă recunoșteau. Te știi de la care, hai să ne căsătorim. Mi-a oarecum plăcut. Adică și vârsta, publicitate. Nu doar o vârstă oarecare care stau în fața televizorului, dar și tine și copii, poate și mai mici ca mine. Și... Pentru că vreau să răspund și celor de acasă și inclusiv și ție și la toată lumea, că noi suntem un post de televiziune în care încercăm să unim destine. Nu facem politică, nu difamăm, nu ponegrim, încercăm să facem ceva frumos. Și cu Doamne ajută. Vreau să te întreb altceva, dar ce de la lucruri? Da? Pentru că tu faci parte dintr-o agenție imobiliară, acolo sunt bărbați, ce-au zis, fetele? Nu au fost invidioase, zic că bă, dar tu ai fost? Nu prea am avut. Așa. Apropo, acum lucrez mai mult pe cont propriu, nu mai lucrez la agenția dată. De ce? Așa, din careva circumstanțe. Dar agenția, atunci, tot vinzi apartamente. Dar atunci, în colectivul dat, erau mai mulți bărbați. Și e o plăcere să muncești. Da, române, adică, că chiar vă zic, mergeam la aceeași prezentare și cineva, te știi de la Hai să ne căsătorim. Automat și bărbat sau colegul mai relaxat, mai... Adelina, visul tot s-a făcut împlinit? Îți doreai neapărat să ții un apartament, o proprietate? Nu în totalitate. Nu în totalitate, ce înseamnă? Am făcut în rate, mi-am luat o parte... Acolo. Deci tu ești, ai să fii mereasă cu avere. Da, dar bărbatul de lângă mine trebuie să fie mai puternic. Fizic sau moral? Doar, nu fizic doar, vorba de moral. Fizic și financiar. Și. Dar ce contează mai mult pentru tine? Să fii, nu știu, cu facultate absolvită ori nu, foarte bogat, ori... Nu neapărat facultatea, să fii în viață de scurcăreț, adică să fii puternic. Vârsta contează? Nu neapărat. Nu are sufletul mare. Eu știu că tu ești cea mai bună prietenă și ești o mămică. Da. Crești un copil de 2 anișori. Da. Zi tu, ea, care afirmă public că a avut cea mai lungă relație pe care a avut-o, era de 8 luni. Da. De ce nu merge relația la dânsa? Ce se întâmplă? Păi, prietena mea, Adelina, este o persoană care iubește foarte mult atenția. Uh-huh. Fostul ei iubit era foarte gelos. El nu accepta ca prietena lui de lângă ea să aibă atâția priviri. Dar cum se manifesta gelozia? Ce o trage de păr? Ce face? Păi eu... mă dezic de toate rețelele de socializare, ceea ce pentru mine... De la noi, la moldovini, asta e ca bună ziua. Să renunți, poate, dar nu mai ai nevoie de gen dacă ești cu mine, pentru că trebuie altă atenție. Eu consider că bărbatul lângă mine trebuie să fie mândru. Florina, dar foarte interesant. El te vede așa cum ești tu. Așa cum ești tu. Tu ai un mesaj pentru populație când intri într-o încăpere. Tu ai un mesaj însuși tu. Este un mesaj. El când te-a văzut, el te-a văzut așa, tu nu te-ai schimbat. Tu n-ai început să te îmbraci altfel. N-ai început să... Am zis că nu ești hotărât. Nu, eu sunt o persoană calculată. Dar cum de-ai răbdat tu cum a 8 luni? Dragostea e o arbă, ar spune așa. La început, frățăraș. Dar unde ați făcut cunoștință? În rețele de socializare. Și el te-a invitat la o cafea. Știi care... Ei, da, la cafea, direct la bere. Ce sfaturi ai putea da lui Adelina? Uite, Adelina, ai grijă, pentru că un bărbat trebuie să facă asta, asta, asta. Uite, eu am trecut printr-un divorț, eu știu cu siguranță ce se întâmplă. Ce, ce sfaturi ai dat? Păi, mulți sfaturi nu pot să-i dau, pentru că ea are preferințele ei, principiile. De ce preferințe are ea? Doar atât îi spun. Nimic în grabă, nu faceți alegere când sunt emoțiile dragostei, lăsați puțin locuit. Dar cât puțin? Cât a trebuit să dureze o relație ca să dai seama că este omul potrivit? Pentru că emoțiile dragoste trec în câteva luni, dar treci puțin mai ceva la real. Care e dragoste, dragoste, dar din mâncat să mâncă. Exact. Asta le, ce zic? Adelina, ești născut în semnul zodiacal RAC și te vei orienta către un bărbat grijuliu, care va avea grijă de tine, de lumea ta interioară, dar și de partea materială. Ai foarte multe planete în semnul focului și în semnul balanței. De aceea, modul tău de a fi frumoasă, expresiv, de a cuceri frumos și vizual oamenii, îți aparține. Să mai pat faci și mâncare, curat, și să nu caute numai discoteci. Contează o femeie să găsească fericirea și împlinirea alături de un om minunat. De aceea, eu vă recomand un bărbat care are accent în semnul zodiacal Leu, care se va mândri cu așa femeie, având-o alături.
Atunci este momentul potrivit, pentru că vrem să cunoaștem pe primul potențial mire pentru această seară minunată, pentru minunata noastră eroină Adelina. Haideți să-l cunoaștem! Și aș dori să te cunosc. Îmi pare bine. Mulțumesc. Este conduc. Valeriu, 32 de ani, este un tânăr geniu al calculatoarelor. În orice caz, și-a dedicat mai mulți ani din viață studiilor în acest domeniu. Recent s-a întors de la câștig, Valeriu a muncit în Marea Britanie în sfera construcțiilor. Îl pasionează voleiul, înotul, plimbările prin parc și, desigur, IT-ul. Recunoaște că este foarte exigent cu propria persoană. Își dorește o viață frumoasă și liniștită, alături de o soție, iubitoare și unul sau doi copii. Este mândru de faptul că are în proprietate un apartament și un automobil. La fel, se mândrește cu studiile sale, cea mai bună investiție. Relația anterioară a durat doar jumătate de an. Valeriu i-a pus punct însă atunci când a înțeles că domnișoara nu era pregătită pentru relații mai serioase. Bună seara, Valeriu! Bună seara! Din start, ce să spun? Revenit din Marea Britanie. Hello! Da. Hello! Din Florida. Nice to see you again. Ah, thank you very much. V-am adus câte o floare din partea mea. Așa, fix așa, zidă în engleză. Mulțumesc. On flower, I bring da? You one flower for each of you. Thank you very much. Thank you. Floare red. Dar miroase ca trandafirul nostru moldovenesc. Mm. Băiat mare ești. Câți ani ai fost în Marea Britanie? 6-7 ani. Într-ați anii ăștia n-ai găsit pe nimeni acolo? Sunt foarte multe moldovenici, dar nu s-a venit acolo cu traiul. Ne mai vorbim de cele care sunt din Baște, nu? A fost cineva, dar nu ne-am potrivit. Cum v-ați dat seama că nu v-ați potrivit și cât a fost? E ultima relație care a fost de jumătate de an. Da, 6 luni și nu v-ați potrivit. De ce? Pentru că ea a vrut mai tratul sau invers. Să mai continuăm. Ea nu a mai vrut. Da. De ce? Undeva era altcineva care o aștepta? Posibil. Voi ați trăit împreună sau pur și simplu ați fost nu, numai dimineața la niște întâlniri? Nu mai ne întâlneam. Era o fată de la noi? Da. Relația mai suferă după dânsa? Ori gata? A trecut de mult, s-a uitat. Bun. Tu ești cu studii superioare, micro, electronică. Spune da. Ce ai făcut în viața ta, ce ai absolvent, de ce? Ce am făcut? Am muncit ca vânzător un an de zile, după aia ca inginer în reparații și... Dar ce te-a determinat să revii înapoi în țară? Pentru că îmi place aici mai mult. Deci tu rămâi gata aici, da. Cu siguranță. Ai familia aici și... Tu stai în Cahul? Mă locuiesc în Chișinău. Cu proprietate ori stați în chirie? Am apartament. Cum ar trebui să fie o femeie cu care ai fi vrut să mergi, nu știu, o viață întreagă până la deci bătrânețe alături de mână? Pii, nu știu cum aș vrea să... Cum? E că, uite, fii atent. O bună parte, eu vreau și blondă, brunetă, vreau să aibă 1,20 m, 1,80 m. Depinde, că și asta contează. Sau fizicul nu contează pentru tine. Contează. Contează fizicul. Contează. Te-ai uitat la eroina noastră. Exact potrivit cum are a trebuit. Are sufletul mare. Cum își dă? Și sufletul mare. Și sufletul mare. Ai văzut la ce se uită bărbații? Păi, semnul zodiacal, rac se uită la suflet în primul rând. Tu ai revenit din Marea Britanie, din Europa. Ce intenționezi să faci aici? Păi, la moment doresc să muncesc. Și, dar tu de cât, viața? De cât timp ai revenit? Am 2 luni. Abia? Ah, tu de 2 luni. Stai un pic. Există probabilitatea să te reîntorci înapoi? S-ar putea, mai târziu, 5 când ani, poate. Contul de la bancă scade. Depinde. În caz dacă Valeriu își dorește să revină înapoi, tu ești gata să emigrezi din țară? Depinde. 50 la 50, sunt așa mai patruate. Iubesc locul natal. Dar dacă e ceva serios, zice și nu. O femeie trebuie să știi ce își dorește. Ia-l tu la întrebări, pentru că noi suntem persoane terțe. De ce singur? A venit în cadrul emisiunii? Da, singură. Păi ea revin acum în țară și trebuie să vin cu mama și cu tata. El a venit singur. Nu, nu a fost posibil că sora mea e recent întorsă din vacanță. Da. Ok.
Atâtea vrei întrebat, mă deși eu vin tu singur. Data viitoare zici cu cățelul și cu șuricelul și cu toată. Nu am animale de companie. Apropo, da. Păi mă gândesc, de ce nu te-ai pus întrebarea vreodată, poate e o problemă la tine, de ce doar 6 luni în ultima relație? Dar în cazul de ce la tine doar 8 luni? Cea mai lungă cât a durat? Un an. Și jumătate. Progres oarecum. Valeria, dar tu cum crezi? Tu ai spus trei cu Adelina. Ia că uite la fel e cu Maranța. Tu ești gelos? Eu nu prea. Așa spun toți. Ia, el e prea mare pentru domnia ei. Eu cred că el e, da, așa mai și mai pretențios, cred că, nu? Bineînțeles că am pretenții și eu. Trebuie să aibă facultate, trebuie să cunoască engleza, franceza, germana și alea cât de să fie așa, la, cât de cât la nivelul meu. Dar care e nivelul tău? Mediu. Nivel okay. Mediu. Mm-hmm. Astra e, ce zic? Valeriu la fel este născut în semnul zodiacal Rac, ca și tine, de Lina. Și și are Venus ca și tine în Leu. Și are un accent la fel în semnul zodiacal Leu, mai pronunțat. De-aia eu nu cred că lui plac femeile anume casnice, domestice, așa cum își dorește un rac tradițional. Îi plac femeile frumoase, expresive, independente, să, dacă să nu aibă un job, deși un job este foarte binevenit, să aibă un hobby expresiv, deci să se poată manifesta și cu luna lui învărsător, el este apt de a oferi și libertate, de a nu pune interdicții, de a fi open mind în relații, de a merge la diverse aventuri, experiențe și în da, același timp... el are niște hobby speciale, el are joc, volei, not, plimbări prin parc, calculator, orice. Casnic, nu neapărat rac, casnic. Este un rac care își dorește o femeie așa deschisă și interesantă. De vedere, sunt o persoană foarte activă. Da, chiar cred aveți mult în comun, să știi. Chiar aveți mult în comun. Dar Adelina nu se poate să suporte toată ziua. El stă în calculator, el este IT-șnic. Și ei place veselii, distracție, muzică, tare. Dar de tot. De toate, mai bine zis, are apartament, are mașină, are loc în societate, ok? Da, e perfect, asta e bine. Asta e bine, binevenit. Da, și da, cât mai mult, cât mai bine. Dar tu ești dispunut, dar te alegi Adelina. Adică mai rău să nu fie, dar deci bine este mereu mai rău. Fiecare face cât poate. Valeriu, dacă te alegi Adelina, așa. O iei la tine acasă? Dorință să fie cât posibil. Tot, orice ai pus. Dar și de start la concubinaj, vezi, dacă mergi, nu mergi. Dar și să o mai țin vreo 3 ani de prejur. Dar nu faci perioada de cunoștință? Dar care e perioada de cunoștință pentru tine? Da. Depinde de cum parteneri. Eu cunosc personal, la care, inclusiv la mine, la care am cântat, care a durat relațiilor fi exact o săptămână, la 2 săptămâni sau păstări și nu trăiesc foarte bine. Înseamnă că ori mai sunt deja mai care se gândesc mult, vreo 4-5 ani și după aia ei, pun o dată anumită, că nu cumva să fie în post. Se simt oarecum între compatibilitatea aia, oricum se simte de la început. Eu nu văd, pentru mine nu există relații, ne cunoaștem mai un an, ne întâlnim așa să ne cunoaștem. Da, cum? Și după, pentru că viața împreună e cu totul altfel de perioada asta de cunoaștere, de întâlniri, din când în când. Din când în când. Mai bine din când în când. Măcar știi cum vin și e acasă. Valeriu, mulțumim pentru prezență. Și îți doresc succes și te invit respectiv în scenă pentru că așa este regula acestei emisiuni. Să vedem ce surpriză ai pregătit pentru frumoasa noastră, Adelina. Surpriza mea, ți-am pregătit un mic joculeț. O să jucăm puțin volei cu un balon. O să ți explic regulile să pasăm balonul de la unul la altul, până când dus cineva o să piardă. După care cel care o să piardă deja o să pui o dorință picantă sau o întrebare picantă. Ok. Încercăm. Hai că o să încep eu. Așa cu mâinile. Azi te rog mâinile să fie unite. Ok, vreau. Așa, ca să nu le desprinzi, da? Okay. Și o să începem, da? Da. După el se vede că stă mai mult la condaltor. Să nu pierde nimeni, pentru că doi raci greu pierd în viață. A cedat, bravo, gest frumos. Da, dorința mea a fost să, dacă pierzi tu, să-mi oferi o îmbrățișare și dacă, deja dacă pierd eu, să alegi tu. Bine, hai, alegi tu cu îmbrățișare, pierdut. Alegi tot ca și mine, da? Da, ok. Ok. Eu știu ce o să fac în timp liber.
O să joace cu balonul. Mulțumim pentru această surpriză frumoasă. Îți dorim succes ției, Valeriu, și cine știe, poate există mare probabilitate și șansa ca Adelina să te aleagă tocmai pe tine. Ce, mi-a plăcut, mai distractiv a fost, nu? Cu balonul. Stai și mai distractiv. Cum ar fi? Nu știu, mie se așa. Nu aș spune că e timid, dar pasiv. E un pic flegmatic. Dar în general, că multă lume știi comentează, va, dar nu-i frumos surpriza. Dar cum ar trebui? Dar nu am care, zis de surpriza, dar care ar fi mai bună surpriză, ca să vă placă la toți? Nu, de surpriză nu am pretenții. Mai dinamică. Dar așa da, tu poți cu... Mai dinamică, vreau și eu să-ți iau niște cărți de jucat. Eu n-am simțit din partea. Dacă se gândim așa altfel, o prezentată un copil de-a lui. Da, el. Tu cum ai făcut surpriză? Păi nu am simțit din partea lui energie că a venit să-și caute mireasa. Poate când am fost eu 100%. După motiv, mare emoție, chiar voi da, vreți în câteva minute de dată să arăt chiar. Adelina, tu doar știi că voi racii sunteți destul de închiși și introvert. El e introvert, da. Și el este foarte sensibil și romantic, băiat. Deci ca să se deschide, dar eu nu știu să mă formulat că vreau un bărbat sensibil. Eu vreau un bărbat, nu sensibil, ăsta care se plângă. Da, are... Bărbatul care bate cu pumnul masă. Dar la... și nu știți că la moldoveni așa, femeie ni bătut ca casa ni măturată. Nu, băiatul dă cu pumnul masă, dă cu masă. Știi că este așa ceva? Valeriu are nevoie de altă atmosferă ca să se poată să-și arăte pasiunea. Da, am înțeles. Da. Păi, ascultați, sunt femei care le place un bărbat așa mai, s-o apuși de păr, s-o tragă prin casă. Asta vrea cu trandafir. Nu chiar de păr, dar o leacă e vrie, două palme. Ai auzit? Nu chiar de păr. E ca ce spun. Dar Valeriu e teama de cele care el cu balonul să joace. Am impresia că unde îl pun acolo să stea. Foarte bine, de ăsta bărbat trebuie bani, are, casa. De ăsta am avut parte să întâlnesc toată viața. În 24 de ani am întâlnit din ăsta. Unde îl pun acolo? Și uite, vine o persoană cu minte, frumos, da, drăguță, educată. Da. Nu, vă trebuie unul de acela cu bâtă. Nu, e bun, frumos, dar eu cu siguranță v-am anunțat din start că avem parte de 3, potențial Mire, așa că vrem să-l cunoaștem pe Mirele cu numărul 2. Bună ziua, mă numesc Andrei, am 23 de ani. Încântată. Să-ți conduc. Să-ți conduc. Andrei, 23 de ani, crede sincer în faptul că nu e nevoie de studii pentru a fi cu adevărat fericit. Muncește în satul său natal, tunde iarba în cimitir și lângă biserică. Visează să-și înfiripeze o familie, se gândește de pe acum și la copii, vrea să aibă o fetiță și un băiat. Tatăl său a renunțat la el încă din copilărie, iată de ce Andrei a decis ferm că el la rândul său va fi un tată foarte bun. Recunoaște că deocamdată nu se poate lăuda cu realizări prea mari, însă este sigur că după ce își va găsi dragostea, viața lui se va schimba radical. Cea mai serioasă relație de până acum a durat doar 2 săptămâni, deoarece a aflat că fata nu era fidelă. Bună seara, Andrei! Bună seara! 22 de ani împliniți? 23. Mulți ani înainte! Mulțumim frumos! În 23 de ani ai scris în ancheta ta că fericirea în drumul vieții nu este nevoie să faci studii. Da. Corect. Da. Corect, corect. Mai ales că tu muncești și ești foarte util în sat. Da. Tai iarbă la cimitir. Da. Dar n-ai frica asta, fobia asta, că oameni mor. Nu. O, ești un bărbat curajos, înțeleg. Da. Deja îmi place. Dar nu sunt acolo niște superstiții că trebuie de dus la cimitir la o oră anumită și după asta nu mai spate? Nu. Dar de ce tu ți-ai ales așa o meserie? Tu ai avut un vis în copilărie când ai fost micuț, ai vrut să faci ceva? Sau așa, ai vrut să ai grijă de gospodărie? De gospodărie, să lucrezi. Adică niciodată nu te-ai gândit să intri undeva, să faci studii superioare sau măcar un colegiu? Nu m-am gândit. Nu, dar starea financiară și el, omul nu a cerșit, el omul s-a angajat, muncește, omul ești la biserică, să înțeleg, pentru că... Da, eu spaznic la biserică. Ce ești? Spaznic. Nu, te vezi, muncește, salariul mare. Tu ești credincios? Da. Dar cine te-a dus la biserică prima dată? Din copilărie, mămica sau bunica? Bunica. Bunica te-a dus. Da. Ea mai este? Nu, s-a trecut. Nu-mi dus vierte. Ai scris că nu te mândrești cu nimic.
Dar eu cred că te poți mândri, pentru că tu ești un om care a găsit voință, muncește. Din asta să câștigi bine? Da. Ce salarii? Suficient. La biserică am 1000 curate. O. În sat cum e? Tu trăiești cu părinții? Părinții iau, aparte, iau camera mea aparte, părinții au camera lor aparte. Mm-hmm. Mm-hmm. Te înțeleg că vom locui împreună cu părinții. Da, dar părinții au camera aparte. Asta e bine. În sat? Mm. Mm. În sat cred că ai prieteni. Dar în sat ești? Căinari. Nu, nu departe. Nu departe. Mai revin pe la oraș. Ei, îți faci live-uri la cimitir? Story! Ei, suntem la o nouă mormântare! Aici e Antonios Banderas! Ia zi, ce n-a mers? Cine a fost fata care te-a dezamăgit? Cea care te-a mințit și te-a... Au fost o fată din Coșcalie. Așa. Și era azi cu mine și mâine cu altul. Și tu cum ai aflat? Eu singur am aflat cu campion vârf. Eu sunt grămestă. E verificat telefonul? E, vezi că am intuit. Iată, mie nu-mi place să verific telefonul. Eu duc o viață activă în rețelele de socializare, sunt o persoană activă. N-ai spus ce activă, dacă îl alegi pe Andrei, gata? Da, eu nu iubesc, însă o să trebuiască să renunț la... Îi să faci și life-uri și... La telefon nu mă uit ca în școală. Nu. Da, îi să faci și selfie și life-uri, îi să faci... Așa să ne termine pe Instagram. O să termine pe Instagram, ok. Ei, dacă o să termine pe Instagram. Dar chiar eu sunt curioasă, apropo, cu ierba în cimitir. Ea doar să strânge, stai doar în vara? Când și cum. Toamna? Până de parte stai... Până de Paște. Și după Paște stai. Înainte de sărbători. Da. Și cu pandemia când a fost, ce ați făcut? Pe acasă. Tot muncei. Te duceai la cimitir. Da, mă țin dacă nu pe Bun, fata și e care te-a părăsit, cea care te-a dezamăgit. Până la urmă, cum ai aflat? Eu mi-am verificat telefonul ei. Da cum? Bună seara. Ne cunoaștem de o săptămână de telefon, tu o să văd cu cine mi-ai vorbit. Sau cum ai făcut? Nu. Să fii ascuns. Cât a durat relația? Dar cum pe de ați spus? Două săptămâni? Pe de viața m-am dus. Pe de urmă și am făcut în prins. Pe din urmă? Da, am mai luat-o. Așa. O să găsești o femeie bună. Dă-i, domnul. Pentru că nu e bine când ești mințit. Ai suferit mult? Mult și acum ți-a trecut? Da. Peste cât timp? Păi, știi că e o grămadă, domnul. Prin rugă spre Dumnezeu tot trece. Da. Doamne ajută. Știi. Dar cum, da, dacă ar fi o femeie care are copii? Nu. De ce nu vrei o femeie care are copii? Nu. Doar pe a tăi. Gata, candidatura ta. Tu ai un vis, tu vrei o fată și un băiat. Da. Dar soția ta cum ar trebui să fie? Blond, brunietă, roșcată? Blondă. Blondă. Tot am potrivită. Mie trebuie o domnișoară așa ca și mine. Care n-a mai trecut prin căsătorii, n-are urmări, sau copii, animali de companie. Soția ta trebuie să facă mâncare, să duc la deal cu tine. Nu, eu singur lucrez, îmi bat cap de familie. Dar ești trebuie să facă? Azi fac pe acasă, mâncare, curățenie din casă. Tu ai scris în anchetă că tu ca bărbat o să faci totul absolut, dar ea ca femeie ce trebuie să facă? Să facă numai copii. Nu, copiii și să crească. Și dacă te aștepte pe tine să te iubească. Da, dar nu te incomodează, sunt mai mare ca tine. Cu doi. Pe 23 deja. Nu divulgați secretele, Lenuță. În caz dacă, Andrei, ce o să spună părinții? Nu spun nimic. Dar ești cu tăi venit aici să-ți cauți o mireasă? Dar în sat chiar nu este la voi acolo, chiar la căușă, nu? Ei sunt femei frumoase. Nu, nu-mi plac. Nu-ți place niciuna. Ca mine dus, nu? Vin femei la slujbe, vin... Treci cu mie, vin bătrâni la slujbe. Dar bătrânul ăsta de la câți ani? La 80 în sus. A, dar este vreo 40 și ăsta nu-s bătrâni. Dar ar fi potrivit. Nu, chiar. Nu chiar. Dar e important ca femeia ta sau soția ta, aleasa inimii tale, să fie credincioasă, să meargă la biserică, să țină posturile, să... Da. Dar dacă nu faci asta? Nu e nimic strașnic. Știi că despre Adelina, cum crezi tu? Ia ca cu așa de colte, o prănește preotul din sat? Nu. O ia la mătrâns. Trebuie să facă? Trebuie să îmbraci. Schimb garderoba? Trebuie să te îmbraci mai... Păi iată, trebuie să fac schimbări în garderoba. Tocmai de asta și vreau să... Andrei, dar cum trebuie să îmbraci o femeie? Cu fust scurt spate? Nu. Nu. Pantaloni? Nu. Cu batic în cap? Da. Cu batic în cap. Dar ești dispus să-mi schimb garderoba? Poate la mine nu coincide hainele pe care le-am eu în garderoba. El ați cumpărit. Ești dispus să-mi asigure, adică să-mi schimb. Să-mi iau doar ceea ce îți place ție.
Da. Mai voi dacă vă căsătoriți, Adelina și cu Andrei, noi vă propunem ca echipă, ca post de televiziune, noi vă cumpărăm o garderobă la fiecare, dacă vreți, numai să vă fie într-un ceas bun. Da, ne ajută. Ei nu o să se căsătorească, Lenuța, fiindcă sunt de pe altă planetă. Nu și nu zi. Îți spun eu. N-ai Andrei. Văzut în viața, când o prințesă să căsătorești cu un, nu știu, un simplu soldat. De ce nu? Andrei este un băiat foarte muncitor, un băiat care nu este frică de muncă, de viață grea, de a confrunta greutățile. Și astfel de domnișoare sau viitoare soție ca Adelina îl pot speria. Ai Luna cu Neptun în conjuncție, puțin ce-ți spune aceasta, dar eu am ascultat colega mea și vreau la fel să menționez că îți recomand să alegi o femeie, în primul rând o fată, da, să fii tânără, o femeie, o viitoare soție, credincioasă, cu tradiții, cu educație, deci să fie, probabil sunt fetițe care merg, fete tinere care merg la biserică, să fie modestă, să nu fie așa. Da, nu ne plac la biserică. Poftim? Nu ne plac. Mai mergi în satul vecin, nu-ți plac la tine în sat, mergi în satul vecin. Bine, dar să fie o fetiță modestă, Andrei, o fetiță modestă. Și nu doar, fii atent. El a scris că nu tolerează și nu acceptă o femeie care fumează, dar tu doar fumezi. Da, eu dacă mă însor, mă căsătoresc, îl iepă. Te lași, da? Eu nu fumez și eu nici bărbatul. Dar ce să-ți și pe eu tu din sat, că tu umblei la biserică și fumezi? Dar părintele nu știe. Știi, dar părintele știe că fumez. Să fii fără copii, să fii blondă, să îmbraci el până aici, să umbli cu batic, să umbli la biserică. Să fii fidelă. Să fii fidelă. Să ții toate posturile. Să ții toate posturile? Într-un ceas bun. Deci invităm Andrei, îți mulțumim încă o dată pentru că ești în cadrul acestei emisiuni și te invit în scenă, pentru că vrem cu toți să urmărim ce surpriză a pregătit minunatul nostru Andrei. Mulțumesc! Vreți să ofer un mic cadou din familia mea, un mic rățușcă. Se pune în numele amândoi. Amândoi? Da. Dar cum să ies numai? Așa cum o ține. Extraordinar! Și mai am încă un cadou. Da. O poezie. Cum are? Legământ. Ce te legi în codrulei? Fără ploaie, fără vânt, cu crengi la pământ. De ce nu m-aș legăna? Dacă trece vremea mea, ziua scade, noaptea crește și frunzișul minărește. Bate vântul dintr-o parte, iarna aici, vara departe. Și de ce să nu mă plec dacă păsările trec? Trec în stângrânele și norocul meu pe ele. Sper să mă alegi cu mine. Surpriza deja o pune și în ceaun. Ce nu mai punem? După. Nu, alegi tu și apoi să punem. Da, tu îmi dai acord? Acum, imediat, aici. E fată sau băiat? Nu știu, vă simt o fată. E fată? E fată? Andrei. Anișoara. Andrei, mulțumim pentru această surpriză, pentru felul tău de a fi, pentru poezia. Îți doresc succes, sănătate și așa de altfel cum ai tu legământul cu bunul Dumnezeu, Dumnezeu să te ajută. Te uităm în camera de așteptare. Mulțumesc! Măi, el e bărbat care e un fapt. El nu vine cu mâna în floare. El ți-a adus o rățușcă. Da. Ce o să faci? O înfiez? O pui la balcon? Încercăm. Deja dacă ai dat nume, nu. Măi, dar voi așa ați râs cu poftă voi, invitatele mele frumoase. Ce v-a făcut să râzi? Ce v-a determinat, mai bine zis? Mi-a plăcut băiatul, e așa, optimist, știi ce vrea. Muncește. Îți muncește cu femeia așa, el nu așa. Cerșește, nu fură. Da, nu... salariul m-a motivat, adică automat, îmi schimbă garderoba. A, deci până la urmă, pentru tine contează un bărbat ca să aibă statut financiar bun. Păi, nu neapărat, dar măcar mai bun ca al meu cât de cât. Dar în caz de te îndrăgostești cumva de Andrei, ai putea... Ar trebui să-l conving să vin în oraș. Din păcate, eu... În oraș, da, și în oraș sunt cimitiri. Trebuie de tăiat de iarbă, dar ce? Câștig cât să câștig la cimitiri. La mine nu o să câștig mai mult, adică eu aș putea să-l motivez, dezvolte pe viitor. Dacă n-am mai lege de mine, așa băiat ca mine să mai găsești. Fii atent, văd că ați bărbați de la oraș, cu bani, cu de toate, și care vă înșală. Nu mai bine ții unul de la sat, muncitor, să-ți facă de toate, să-ți spună că-ți face absolut tot pe lângă tine. E adevărat. Chiar tot să facă bun, adică, ții. Uite, un bărbat ți-a zis clar, alege-mă pe mine și tu vei fi acasă, o să stai, nu poți să faci nimic, stai numai pe prispul. Îți cresc copiii, cum nu? Copiii îți crește o muncă grea, doi, nu.
direct a spus. Poate tu ești disponibil să-l iei pe Andrei ca soț. Nu îi place de mine, eu sunt bunet. Asta chiar o zis, da, tu ești copii și copii nu. Da, corect. Anișoara e de acord. În totalitate cu noi. Și Andrei își merită o soartă frumoasă. Și o femeie destoinică, de altfel cum își dorește el. Și cel mai important, cu capacitatea de kilograme pe care o are el, chiar așa a spus în anchetă, nu mai mult de 65. Da, tu m-a văzut cu mine și nu a spus. Da, tu nu te încadrezi, așa că... Ba sau da, mă, el era să spun, așa nu a spus, el s-a produs. Nu a spus, dar el a scris și eu am citit și eu știu. Eu cred că după ce m-a văzut cu mine și-a schimbat... Dar vezi că dacă îl alegi pe Andrei... Da, m-a spus, dacă țin toate posturile pe an, slăbesc și eu. Da, știm, dragi, mai altfel. Mai uminești, așa cum vrea Andrei. Între timp. Propun celor care ne urmăresc pe mesele ecrane să rămâneți alături de noi, pentru că vrem să-l cunoaștem pe potențialul Mirei cu numărul 3. Salut, Adelina! Salut! Presimțirea a fost bună. Ne întâlnim cu cineva care ne cunoaște, da? Să te conduc. Da, mulțumesc! Vlad Codreanu, 36 de ani, faimos, carismatic și foarte stilat. Interpretul a avut parte de o copilărie frumoasă alături de familia sa. Are multe hobby-uri, însă soarta l-a legat de muzică, cu ajutorul căreia își face profesia și câștigă bani. Se mândrește cu toate câștigurile obținute, mereu obține ce își dorește. Prețuiește fidelitatea și a acceptat provocarea noastră de a veni pentru a doua oară în emisiune, de această dată fără iubită. Vlad Codreanu. Mare ne-a fost mirea când data precedentă a avut loc așa cerere faimoasă și povestită prin toată țara. Ce s-a întâmplat după aia? S-a întâmplat că ne-am despărțit, ea a plecat peste hotare. Ea era și revenită din stat, așa după câte știam noi. Și după ce nu a mers? Trebuia să plece înapoi. Iar condiția a fost că ori măr cu ea, ori rămân acasă cu fratele. De ce n-ai mers? Ești în pandemie și n-ai avut nunț, n-ai avut nimic. Eu am rămas acasă cu fratele, să am grijă de el. Însă bun, voi după această... emisiune, după cât știm noi cu toți, voi ați mers într-o vacanță. Da, unde... Da? Ați făcut unde videoclip. Unde a fost luată și decizia și toate momentele acestea. De obicei, oamenii când trec printr-o perioadă așa mai dificilă, pentru că noi știm cu toții că ați trecut printr-un accident rutier, oamenii au alt legământ. Să ajută unul pe celălalt, văd altfel viață. Reevaluează. Nu era să speria, probabil. De ce da, nu s-a legat? Speria de accident. Nu, deci am zis, am menționat și menționez încă o dată, mi-a pus o condiție la care mie nu mi-a plăcut condiția dată și prin aceste momente noi frumos, ne-am despărțit. Ținu-ți-o plăcut condiția sau tonul în care au fost pus condiția? Încă o dată menționez. Ori măr cu ea. Nu, eu de altceva am în vedere. Ținu-ți-o plăcut condiția sau tonul în care a fost spusă condiția? Condiția a fost negândită. No. Era o condiție imorală pentru că fratele tău era la pat și vreau să spun că ai avut o perioadă acum destul de tumultoasă. Condoleanțe. Mersi. Pentru că pe lângă faptul că ești orfan fără loc de părinți, deja nu mai ai nici pe fratele tău, cea care îți era mâna dreaptă, sufletul perechi, de ce nu? Condoleanțe. Până acum, oamenii de obicei când trec într-o perioadă destul de dificil, găsesc pe cineva cu care să fac confesiuni, să vorbească, să treacă printr-o perioadă. Am avut prietenii alături care m-au susținut. Dar ea de ce n-a revenit după tine? Pentru că dacă afirmai aici în cadrul emisiunii că te iubește, atunci... înseamnă că eu dacă te iubesc, eu lăs orice eveniment privat din viața mea și orice job pe care nu-l am și mă duc după omul care îl iubesc. Noi când am revenit din Egipt, ea chiar și atunci mi-a zis că deja și-a cumpărat bilet și... Ok, deci dați fratele tău, ea a revenit, de ce nu și-a luat bilet să vină lângă tine? Nu a venit. Înseamnă că nu te-a iubit. Nici nu te-a sunat? Probabil nu, nici nu m-a sunat. Extraordinar. Atunci când s-a epuizat toată
nebunie aceasta. N-ai regretat pentru că n-ai ales atunci în acea seară pe Adelina, care veni să apropo, pentru tine special. Apropo, eu la Adelina i-am scris, dar Adelina trebuie să vină și încă și în ospiție. Adelina, tu mi-ai mai mințit. Da, eu te-am întrebat, tu mi-ai spus cu Vlad și ai zis nu. Nu, i-am scandat în follow, am spus da. Stai un pic. Eu am întrebat, Vlad te-a mai căutat, ori voi v-ați vorbit și au afirmat că nu. Ea trebuia să vină în ospiție cu o prietenă. Eu? Oh, da, okay. Bine. Nu, în oraș, ne-a invitat în oraș. Adelina, tu mincinică ești, mincinică. Da, mincinică, dar nici n-a să nu-ți plac. Păi, dar eu am afirmat. Uite cât e de mic, vezi, s-am făcut ok. Așa. Am zis, eu am afirmat, dar ce ți-ai ales deja? Nu. Adică uite, Vlad îți dă cărțile pe față, fii atent. Vlad, eu am întrebat de start. Te-am întrebat, tu am vorbit cu Vlad, i-ai dat încă o șansă, zic că nu, eu nu-i mai dau a doua șansă și n-am mai vorbit cu el. Nu, așa ai zis tu? Da. L-am scos de la voi v-ați vorbit, că ați stabilit să vă revedeți și tu ai pus, ai zis că vin cu prietena mea. Nu, ne revedem, așa să ieșim la o bere. Și ați ieșit? Nu, n-am. De ce? Pentru că am refuzat. Adică m-am stat așa în plan, m-am gândit un pic și... Straniu lucru, știi? Îi dau încă o șansă, păi după aia zic, el, nu, tu du-te încolo că nu mai vin, vin în cadrul emisiunii repetat și zic, nu, dar n-am vorbit. Acum este a treia șansă, nu a doua, a treia șansă. Pe mine nu m-a arătat loc întâlnirii lui, am zis eu ca femeie, am spus eu, vin aici, adică eu sunt domnișoară, tu trebuie să vin, eu să vin. Și el, nu, adică... Vlad. Și oarecum am zis ok, dacă ești mâncare. Eu pregătesc mâncare, eu fac și... Nu ne-ai invitat la tine, ne-ai invitat în oraș. Mă, păi era alături de casă, unde una, două și... Și după aia nu ți-am răspuns la telefon? Și nu am mai vorbit după asta. Dar de ce? Nu i-am dat voi. Deși. Așa. Dar tu, Vlad, ai venit să o cucerești acum sau vrei să... Să te răzbuni. Arăți cărțele pe față, uite. A, să te răzbuni. Cum ar fi răzbunarea? Nu, dă rața în coajă. A, dar apropo, Vlad, delicii culinare, gătește foarte bine. De ce nu ai dat șansa omului meu? Omul te-a invitat la dânsul acasă, nu te-a chemat la saună. Nu, spus în oraș. Omul nu te-a chemat la saună. Eu nu știam, asta probabil el avea un plan, dacă eu mergeam acolo. Ce ai pregătit bun? Rață. Chiesc aia. Asta care e dosul Andrei? Eu te văd fără soviste, unul a dus rață, dar ei stăteam o gătește. Stai, băi, dar unde e rața ta? Rața lui e rața lui e mută. I-au luat la mine de acasă, am dat toată inima, ia să o gătească. Mi-a dat înțeles, oricum în timpul emisiunii s-a subînțeles, că toată lumea a subînțeles asta, până și părinții mei, că alegerea mă fi eu. Și la un moment dat și-au ales bagajul care l-am dat acasă. Și oricum poate să întâmpla iar, poate întâmpla iar și învață chestia asta. Adelina, eu atunci nu eram pregătit pentru... Adică stați un pic, Vlad, când ai scris tu Adelina mesaj, ea ți-a răspuns, dar pe moment s-a trecut supărarea, ori... Adelina, știi că este vorba, nu trebuie să dai vreo de mână pe rața de pe gata. Cum ai zis, mi-a schimbat? Și care e rața de pe gata, că nu înțeleg? Andrușa. El a venit cu prietena lui. Mândră, nu, rața nu cheamă Andrușa, Anișoara. Nu, eu zic, apoi Andrușa era cu mirele. Nu, i-am modificat. Păi, nu puteți să luați pe Andrușa cu voi. Voi vă împărătiți și luați pe Andrușa, că Andrușa are răț. Iar, vai. Mai are și cimitir. Bun. Eu vreau să te întreb încă o dată. Așa ca să înțeleagă toată lumea, haideți, că lumea și atunci a stat în suspans și există șansă, poți să-i dai încă o șansă, vezi că ți-a gătit și o cină. Cum crezi tu, Vlad, până la urmă? Și atunci mi-a dat o șansă. Da. Și finalul, i-am dat atunci. Eu vreau să spun că Vlad are o carieră de succes, Vlad are o casă la sol, Vlad este gospodăros, Vlad are cu ce să întrețină o femeie. Și, Vlad... și cel mai important, Vladul îi plac așa femeie mai corpolente, mai cu suflet mare. Că la tine sufletul e mare și e ca stă desfășat. Dar la nu sufletul mare, dar stă desfășat. Lăsați că Andrei, eu să-mi cumpere alte haine. Eu sunt gata să-i cumpăr haine, lua Adelina. Să știi că aici este o dilemă. Deci stau și vă urmăresc ce se întâmplă acum și văd că deja relația voastră este plină de pasiune, dramatism, dacă v-ați cupla. Deci este foarte mult foc. Este foarte multă pasiune, este foarte multă sexualitate, apropo. Ideea este cât de mult tu ești pregătită, că și la emisiunea anterioară îți spuneam, el este mai liber cu sufletul, și are luna asta în vărsător, soarele asta în leu, Venus în balanță, îi place să discute, să iasă, să se vadă cu prietenii, să... cât de mult tu vei fi pregătit în cazul dat să cediezi din egoismul sau din posesivitatea ta. Eu o să meargă cu dânsul.
Aici vezi ce să zic, pentru că nici eu nu duc lipsă de atenție, mai ales virtuală, muncă, job, duc o viață foarte activă, iubesc viața, distracții, chestii. Adică nu, tu mai mult trăiești virtual decât nu, real. Nu, nu, am început. Păi stai, nu m-ai ascultat până în final. Am zis că începând de la virtual până în viața reală, adică nu... Nu că eu aș fi o femeie acolo pasivă și nu am niciun rol, eu tot sunt la fel de activă. Și tu tot ar trebui să fii gelos pentru că eu am foarte multă atenție. Dacă mai faceți voi un tantiem minunat și pentru că Vlad este în cadrul emisiunii repetare, cu siguranță a pregătit cea mai frumoasă surpriză, așa că te invităm în scenă și cine știe, cine știe, rămâne să-l termine. În primul rând am pregătit o surpriză pentru publicul meu drag, dar și pentru Adelina. Soție ca o floare, casă, familie întreaga lui avere și singura sădit la poartă un pom de mere. Dar nimeni mai fericit nu-l face de 18 ani încoace. Ca sângetul ce aduce lumina al fetei cu tata Mădălina. Ca florile ce-mi podobesc grădina, mulțumesc! Există mare probabilitate ca peste an de zile să ai două fete, pentru că tu ai piesă frumoasă despre Romina, despre Mădălina, iar astăzi ai cântat... Mai am și despre Alina. De mâine, despre Adelina. Mulțumesc din suflet, succese mare, atât în carieră, cât și pe partea aceea care înseamnă sufletel. Mulțumesc! Invităm în camera de așteptare. Mulțumim! Acum o lună în urmă, Vlad Codrean a fost sărbătorită. A sărbătorit o frumoasă vârstă de 35 de ani, care cu siguranță oricare dintre noi ne pune pe gânduri voi, dar cine așteaptă, ce am făcut până acum. Ați observat că a venit cu părul natural, de tot timpul, fără lentile ale albastre și în general s-a schimbat destul de dificil. În general, eu cred că nu l-a schimbat și viața. A reevaluat multe. Și are și piese frumoase. El dacă se căsătoriește, piesa are și pentru o fată și pentru o doi, le faci pentru o trei, le să facă. Și le faci tot mai frumoase și mai frumoase. Deci, iarăși, cu referire la tine, ești o aleagă de minciunică. Ne-ai mințit că te-ai vorbit și nu înțeleg de ce că n-ai avut de câștigat din asta absolut nimic. Pentru că poate... Pentru că din alea minuscule, dar dacă tu minți exact, la tita, după aia îți faci și mai mult. Pentru că nu am băgat în seamă. Ai de sigur că și da, este scrie... Vlad Codreanu, că eu l-am uitat în fiecare zi. Și eu uitat în fiecare zi, da, îmi scrie. Bill Gates. Și Surucianu, și Codreanu, și... Da, Șurichianu. Șurichianu, da. De unde știți? Poate... Stai un pic. Adelina a zis că a supărat-o un pic. Și a supărat. Omul am... Ascultați-mă, cum ar fi? Vine omul și... El alege. A ales, nu a mers, dacă ții tot îți place extrem de mult, el a venit pentru tine, îți dorește să te cucerească, vă sunteți ambit, practic pe aceeași undă. Adelina, apreciezi că a venit acum pentru da, tine? Da, m-a uimit oarecum, pentru că l-am simțit atunci, simt oricum orgolul lui
mândria lui de bărbat. Dar bărbat, măi, omule, dar un bărbat tot timp trebuie să-l lăși. Pe momentul discuția dată, adică nu intru în detalii, s-a simțit, adică mă întreb, ok, nu vrei. Dar m-a uimit că a venit astăzi. Pare cum a fost ceva. A făcut un pas spre tine, da, un pas din ăsta mare. Dacă o să mă aleagă pe mine, o să o refuz. Da. Valeriu, Andrei și Vlad, astrologic, am să fiu succintă, chiar aveți, în afară de simpatie și de multe puncte comune care vă leagă, începând cu aspectul fizic, așa vă potriviți. Tu vorbești acum de Vlad. Da, de Vlad, da. Uh-huh. Îți continui ideea ta, gândul tău. Deci vă cuplați bine, arătați bine, faceți bine împreună. Și astrologic, vreau să vă zic chiar și astrologic, sunt foarte multe rezonanțe în harta natală. Ați putea să găsiți limbă comună. Da, nu va fi o relație simplă, va fi o relație fierbinte, așa, hocile, știi? Da, așa le place la femei. Recomand, Vlad, dacă totuși vă cuplați, vă alegeți, n-ai să fii răzbunătoare, apropo. Nu fi răzbunătoare. Uh-huh. Dacă îți place de el, mergi la el. Deci este recomandarea mea. Recomand, Vlad, hot chili pepper să-l folosească în mâncare mai mult. Eu îl recomand pe Vlad. Dar și Andrei e bun. Andrei tot e bun. Care este mai posibilitatea un legământ frumos cu bunul Dumnezeu? Să te... Andrei tot este bun. Andrei cât are? 23. Da, taman. Andrei este bun, dar nu pentru... Și el după vârstă ar potrivi cu tine. Eu și poate este împărat, pentru că nu avem o vârstă. Că el este părea clasic pentru eroina noastră Andrei? De astăzi. Da, Andrei are niște principii, aș spune, pentru Adelina, în primul rând, sunt niște principii demodate, învechite și retrograde. Adelina este la noi mai progresivă. Andrei este într-adevăr educat în stil creștin. După vorbele tale, s-ar potrivi așa mai Valeriu, care 32 ani, o poate duce în Marea Britanie? Probabil. Eu cred că după ce ei s-ar cunoaște un pic mai mult, probabil că ei ar putea să avea multe discuții în comun. Dar așa, la prima vedere, după cum noi deja am menționat că el este un introvert, el nu s-a manifestat aici ca un artist cum Vlad s-a manifestat. Vlad ceea ce gândește, ceea ce spune deodată. Vlad este un artist extraordinar și în viață și pe scenă. El este o persoană foarte carismatică și într-adevăr eu apreciez că este o schimbare extraordinară din data trecută și până acum. El este gen vulcan, el este foarte vesel, foarte carismatic, el emană energia asta. Dar astăzi el a venit tot așa, dar în ochii lui se vede altceva. El este sincer la un moment. Adică el își permite deja să fie sincer. Nu numai să joace teatru, să arate că el este fericit în toate ce face. Sigur că alegerea ți aparține. Soarta împreună cu tine va face o alegere. Frumos. Soarta, destinul, Dumnezeul. Valeriu, 32 de ani. Depinde ce calități casă la un bărbat. Cum mințel, timid. Casa are, masa are, mașina are. Andrei, iarăși. Un bărbat care chiarăși merită să-și găsească femeia potrivită. Cum mințel, exact. Omul care ți-a spus ce gânduri are și ce că muncește. Ți-am zis, mi-mi plac oamenii care muncesc. Omul care își dorește o opțiune, care nu își caută o scuză anumită. Iar de Vlad, eu cred că s-ar fi foarte compatibil să faci un tandem. Și Vlad, într-adevăr, acum este într-o perioadă când are nevoie de o persoană potrivită care să fie alături de el. Dar până te duce și a face alegerea potrivită, Irina, tu pe cine recomanzi? Păi, nu poți veni cu recomandare. De ce tu nu poți? Dar ce? Numai cu văzut ai venit. Eu dacă sunt prietena, eu pot să-i spun, băi, uite, ți-ar merge potrivit asta, ori nu? Eu ca o doamnă, poți spun, trecut prin divorț, pot să dau un singur sfat. În viața asta, femeia trebuie să facă o singură alegere, să aleagă bărbatul potrivit. O singură? Deci ții mai mult, nu-ți mai dai șansa. Nu am mers cu unul, merge cu anule, care e problema? Am vedere, alegerea trebuie să fie gândită. Corect. Pentru că femeia trebuie să aleagă bărbatul și deja bărbatul e deciziile, dar femeia trebuie să aibă scopul să fie fericită. Atât e, trebuie să fie fericită. Dacă o să fie femeia fericită, o să fie și familia fericită.
pentru că mulți își doresc o familie fericită. Și da, noi femeile facem familia fericită, dar noi uităm de noi. Te invit, Adelina, în camera acelor trei bărbați care te așteaptă și fă-ți alegeri potrivite și te aștept înapoi aici în scenă, în cadrul acestei emisiuni. Urmăriți-ne! Salut din nou! Salut! Nu-ți promit alegerea în viață, dar îți mai dau o șansă. Nu, bun! Așteptăm! Okay? Așteptăm! Dragii noștri telespectatori, ca de fiecare dată, vă îndemnăm să vă ascultați inima și să faceți alegerea potrivită. Exact cum a făcut Irina noastră în această seară, Adelina l-a ales pe minunatul Vlad Codreanu și le dorim succes mari, un drum frumos în viață. Vouă, însă dacă v-a plăcut de cineva dintre candidații noștri, nu ezitați să ne scrieți și să completați ancheta. Eu sunt Lenuța Gheorghiță și sper ca fiecare dintre voi să audă măcar o dată în viață cuvintele magice. Hai să ne căsătorim! O seară frumoasă alături de cei dragi! La revedere! Și amar la tineri!